Capitala Spaniei este un loc minunat unde turiștii au ocazia să vadă câteva locuri de excepție. Locuri emblematice care spun o poveste care merită văzută de cât mai mulți. O scurtă ieșire de weekend este un moment prielnic să vizitezi câteva dintre cele mai frumoase atracții de aici. Cu toate că acest frumos oraș stă în umbra Barcelonei, sigur nu te vei plictisi odată ajuns pe aceste meleaguri. De la clădiri istorice, la bulevarde încălcate de poveste, până la restaurante cochete și parcuri de o frumusețe rară. Toate acestea te vor face să vrei să te reîntorci în Madrid cu prima ocazie. Dacă un city break în frumosul oraș spaniol stă pe lista ta de ceva timp, următoarele atracții ar putea să te inspire în viitoarea ta vacanță. Muzeul del Prado. Paradisul iubitorilor de artă din Europa, acest muzeu găzduiește peste 5.000 de tablouri. Mulți ar spune că această colecție impresionantă rivalizează direct cu celebrul muzeu parisian Louvre. Operele se încadrează între secolele al XIV-lea și al XIX-lea, iar superba galerie le trezește curiozitatea vizitatorilor și le oferă șansa de a vedea cu ochii lor capodoperele realizate de El Greco, Francisco Goya sau Velázquez. În plus, aici se găsește una dintre cele mai importante și frumoase colecții de artă flamandă din lume. Grandoarea Muzeului del Prado și numărul impresionat de tablouri care se află în această colecție rezultă din faptul că poate fi dificil pentru un vizitator să vadă fiecare colț într-o singură zi. Cu toate acestea, cu ajutorul unui ghid audio, doritorilor li se va prezenta cele mai importante 50 de capodopere. Gran Via. Orice escapadă de weekend, în special într-un oraș atât de frumos, implică mici opriri pentru cumpărături. Fie că este vorba de o sesiune serioasă de cumpărături sau de o mică ieșire pe la magazine, Gran Via este o atracție de neratat. Bulevardul cel mai celebru din Madrid este încadrat de clădiri impunătoare, o versiune mai mică a bulevardului Broadway din New York. Aici se găsesc restaurante, cinematografe, teatre, magazine și hoteluri. Partea bună este că Gran Via este animat în orice moment, așadar nici nu există vorba de plictiseală. O scurtă vizită pe acest bulevard oferă vizitatorului de rând șansa de a se visa protagonistul unui film de excepție. Așadar, fie că este vorba despre viața de noapte sau de mici suveniruri, o mică plimbare pe micul Broadway trebuie marcată pe listă. Casino de Madrid. Clădirea frumoasă te va fermeca încă de la intrare, în timp ce holul impunător poate fi apreciat chiar și din stradă. Casino de Madrid a fost construit în anul 1905 și scoate în evidență o combinație remarcabilă a tendințelor franceze combinate cu stilul baroc. Zona de recepție este foarte încăpătoare, având în vedere că acest casino a fost construit cu menirea de a fi un club social. Pe de altă parte, Scara este una dintre cele mai frumoase din Madrid, o construcție cum rar se întâlnește în lume. Când vizitezi un astfel de loc, este imposibil să nu te gândești la varietatea de jocuri de casino pe care oamenii le joacă aici. Cu toate acestea, în prezent, ai acces la astfel de jocuri online, direct de pe telefon. Totuși, să vizitezi această clădire odată ce ai ajuns în Madrid este practic o obligație. Palacio Real. Palatul Regal din Madrid seamănă cu versiunea Palatului Versailles din Franța, fiind una dintre ultimele monarhii din Europa. Stilul este unul neoclasic, iar arhitectura palatului este una simplă, dar elegantă, construită în ordinul regelui Filip al V-lea. Un lucru interesant de notat este că fațada a fost realizată pe baza schițelor lui Bernini, care le-a gândit inițial pentru Muzeul Louvre din Paris. Deși acesta nu este reședința oficială a casei regale, Palatul Zarzuela este locul în care trăiește regele Spaniei. Aici au loc adesea banchete oficiale și ceremonii de stat. Simbolul național are 3.000 de camere și este o construcție solidă din piatră și cărămidă care nu poate fi distrusă de incendii. Interiorul este la fel de impunător,
iar iubitorii de arte vor putea admira aici picturi din secolul al XVI-lea care aparțin personalităților precum Velázquez, Goya, Rubens și Caravaggio. Grădina botanică regală. Nimic nu se compare cu o plimbare relaxantă la sfârșitul unei zile încărcate în care ai vizitat muzee, galerii de arte, restaurante și importante clădiri de patrimoniu. Pasionații de natură vor avea ce să vadă aici. Printre cele mai importante atracții sunt serele, pavilioanele, grădina cu plante aromatice pentru bucătărie și secțiunea de orhidee. Tot aici se găsesc și câteva specii unice, așa cum este arborele Tisa, care era folosit în trecut pentru a construi arcuri. Se pare că de curând s-a descoperit puterea vindecătoare a acestui copac. De asemenea, o vizită pe drumul statuilor dezvăluie statui a celor mai de seamă botaniști din secolul al XVII-lea al XIX-lea. Plaza Mayor. Orice vizită în Madrid trebuie să includă și o ieșire în această piață. Eleganța și simplitatea sunt cuvintele definitorii ale acestui loc. Aici se întâlnesc diverse activități muzicale, evenimente culturale, sportive și o mulțime de turiști. De asemenea, pe durata iernii aici se organizează un târg de Crăciun unde pot fi cumpărate tot felul de suveniruri de inspirație spaniolă. Piața Mayor a fost fondată în timpul domniei lui Filip al III-lea, în secolul al XVI-lea. La acea vreme, piața era considerată ca fiind centrul de întâlnire a personalităților vremii, fiind totodată și locul în care se canonizau sfinții. Tot în acest loc se desfășurau și lupte cu tauri, turnee cavalerești și spectacole de teatru. Acest tip de eveniment este interzis în prezent, dar o cină delicioasă la unul dintre restaurantele din zonă care servesc fructe de mare sau paella este binevenită în orice moment. Acestea sunt doar câteva dintre atracțiile turistice cele mai frumoase pe care ni le oferă Madridul. O vizită de câteva zile nu este suficientă pentru a parcurge toate obiectivele, dar este un mod bun de a cunoaște mai mult despre cultura spaniolă, de a gusta preparate noi și de a vedea locuri de o frumusețe aparte.